Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, Prof Online a ajuns la locul de muncă și astăzi trebuie să vă spun, dragilor, că am de gând să fac o lecție interesantă, una din lecțiile acelea pe care chiar voi o așteptați. Am și bucuria să vă spun că am și doi elevi de aici din satul acesta, Călugăreni. Egal cu. De 2, numărătorul 2, că au fost două fracții. Fii atent o șmecherie. Aici au fost 5, adică 5. Știi cu cât ar trebui să se termine acum adunarea asta, fără să ne mai punem sau facem tot calculul? Pe 7 ăsta îl scriu așa. 7, în loc de 7, zic că e 5 plus 2. 5 plus 2, că nici eu nu știu. Am și eu emoții, așa, am fost și eu ca tine. Și avem greutăți cu tabla mulțirii. Și cum mai tu, acum am și-am avut și eu. Deci pe 7 l-am scris ca 5 plus 2, iar pe 8 l-am scris ca fiind 5 plus 3. 50 cu 6? 56. Asta era. 7 ori fac 56. Când nu știi, te poți descurca așa. Că am redus tabla mulțirii la mulțirea până în 5. 3 plus 2. 3 plus 2 este egal cu 5 și cu 6. 6, sigur că da. Acum 15 ani, așa mi-a venit o idee, aceea că copiii n-au șanse egale. Deci mă frământa foarte tare. Și se întâmpla ca în anumite momente să fac niște lecții foarte frumoase. Adevărat, nu totdeauna ți-ai lecții așa la care să pleci cu regret, că se termină ora. Deci pleci cu regret. Și mi-a zis atunci, dacă aș avea o cameră și aș pune-o acolo pe catedră, și aș reține lecția aceea, ar fi minunat. Profesorul de matematică Ioan Ursu este vestit în județul Bacău. În urmă cu destui ani, a presimțit boom-ul internetului și a filmat propriile ore de matematică, iar efectul acțiunii lui a ajuns în presă. Rezultatele lui excepționale, 17 premii naționale, darul de a preda o materie de temut, matematica, cu un har pedagogic rar, toate aceste calități l-au făcut pe cât de iubit de elevi și părinți, pe atât de urât de sistemul în care a lucrat peste 30 de ani. Rezultatele lui îi țin de urât, frumos, într-un loc care astăzi este ultima lui frondă. O achiziție valoroasă pentru orice școală, profesorul Ursu devine prin camera lui de filmat un martor incomod al decăderii școlii, a statutului de dascăl, a vieții elevului. Nimic nu se poate construi fără caracter, spune domnul profesor, un om din marea familie a dascălilor pe cale de dispariție. Vedeți, dacă e luat școala unui popor, e luat sănătatea, e luat justiții, poliții, totul e praf, totul e distrus. Revolta mea a crescut ușor în timp, când am sesizat că copiii nu au șanse egale în fața educației, mi-am spus ce-i de făcut pe mâna căror oameni dăm educația. Ce se va întâmpla? Și știți care e sentimentul meu? Că ne prăbușim de la o zi la alta. Din păcate, politicul care s-a fi peste tot a reușit să distrugă și ce mai era, firav cât era. A dat dureri cumplite de cap unui sistem de învățământ călduț aflat în pragul colapsului. Povestea domnului profesor este tragică pentru că e istoria unui om valoros și terfelirea valorii lui.
Este și îndrăzneala acestui dascăl de a fi prizonierul propriului curaj, curajul de a nu fi complice la camuflajul unui sistem de învățământ care în ultimii 20 de ani se reformează într-o apocalipsă continuă. Rezultatele lui excepționale au înfuriat pe toată lumea. Pe profesor, pentru că era cârtitor, inventiv, perfecționist și neobosit, pe elevi, pentru că era intransigent, pe părinți, pentru că le spunea adevărul. De la ministru până la învățător, toți sunt culpabili. Camera aceea de filmat, care s-a pus la bacalaureat, n-a avut decât darul să constatăm pe jumătate, cum spuneam, pentru că s-au pus în toate școlile și aici este o tâmpenie, să constatăm pe jumătate cam care este situația în învățământ. Deci dacă s-ar dori să se afle adevărul, ne-am speriat. Ne-am speriat, efectiv ne-am speriat. Primii pași a corupției se fac în școală. Elevul descopere noțiunea de corupție în școală, dacă vreți, pentru că el este cel care ajunge la mama și la tata și spune, știi, la obiectul cu tare, dacă nu te duci, nu trec clasa, dacă nu dai banul. Și uite că eu învăț foarte mult, mă strădui să știi, tata, mama, ce cu mine, nu o să știi. În momentul în care ai luat catalogul sub braț și te-ai intrat în clasă, ai statura celui care comunică ceva. Dar de foarte multe ori se întâmplă ca acel cineva și care are această problemă importantă la locul de muncă de a comunica ceva, să nu știe nici ce să comunice și nici cum să comunice. Dacă în învățământ de urgență nu se întâmplă chestia asta, încât să fie plătit fiecare după performanța didactică, după cât face la oră, atunci nimic nu se poate întâmpla. Bun. Din miezul sistemului, domnul profesor a început lupta de a-și păstra catedra și de a-și continua visul. Videomanualul de matematică, o inovație în sistemul de învățământ și o declarație de război mafiei meditațiilor, incompetenței, mediocrității. A predat în locuri unde munca lui e răsplătită mereu de copiii care știu că au pe cineva care e dornic să-i învețe. După 33 de ani de slujire a catedrei, cu rezultate extraordinare, cu un optimism formidabil, cu o limpezime a minții și cu o poftă uriașă de a se reinventa și de a găsi soluții nu doar pentru el, ci chiar pentru sistemul care l-a trădat, domnul profesor predă astăzi într-un fost IAS. Lecția lui de matematică are splendoarea rezistenței lui. Fac 2 ani de zile la Biserica Sfântul Ioan, 2004-2006, iar din 2006, când și la Biserica Sfântul Ioan, acolo s-au certat preoții între ei și au spus, nu mai te primim, profesorii, din privorul bisericii, m-am simțit nevoie să iau tabla sub braț, în ghilimele sub braț, metaforă vorbind, și am venit la Stupină aici, pentru că aici, la Stupină, lucrând eu, găseam câte o oră, două, mă relaxam și atunci veneam la tablă și compuneam o problemă, realizam o lecție. Și așa ușor, ușor a apărut pe site, în site-ul acesta este în continuă dezvoltare, Prof Online, și se găsesc acolo un număr destul de mare de lecții. Mi-am dat seama că mă aflu de fapt în posesia unei idei deosebit de interesante, învățământul fiind pus pe chituci, cum să zice așa, după toată perioada asta când am stat de vorbă cu toți miniștrii învățământului din 98, de la Marga Citire, deci de pe vremea aceea, i-am anunțat și tot le-am spus, fraților, luați niște măsuri, vedeți că învățământul se prăbușește de la o zi la alta și tot mai greu este. Videomanualul domnului profesor în era internetului este o reușită. Din peste 1000 de lecții înregistrate, a postat doar 100. Clasa lui numără astăzi peste 100.000 de elevi. A predat într-un garaj, într-o biserică și a agățat tabla în locuri unde îl găseau părinții și elevii. Și s-a apucat de crescut albine, ca să nu moară de foame. Ce părea o idee excentrică, filmarea propriului act didactic, rezultatele, mulțimea de elevi care veneau din tot orașul la orele lui, a născut invidii și a fost faultat cu mult aplomb tocmai de cei care i-au creat condițiile experimentului. Momentul culminant și care l-a condamnat a fost o declarație a unei eleve în timpul unei lecții filmate și atitudinea lui intransigentă.
Într-una din zile, la o clasă de a 10-a, o elevă se ridică în picioare și deodată spune: păi, domnule profesor, sunteți singurul din școală la care mă învățăm câte ceva. În rest, nimic, nimic. Dar mai complicat este că înveți, nu înveți, trebuie să le dai banul ca să treci. Mai grav este că nu mai vor în lei, nu mai vor în valută, ci în natură. Atunci a fost o chestie de șoc. Vă spun, nu știam ce să fac, ce să se întâmple. Dacă aș fi avut posibilitatea, aș fi ieșit prin zid. Sau dacă s-ar fi făcut așa pământ, aș fi intrat. Era o chestie, era în fața clasei. Eu ce să continui? Copiii nu mai respirau. Pentru că ea spusese un lucru șocant. Ei știau toată povestea. Aveam să constat și eu că nu spuneam fără temei, ci în baza unor lucruri care se întâmplau în școala asta. Am ieșit și direct la director m-am dus. Și am zis: băi, ce se întâmplă aici? Băi, uite, s-a ajuns, uite, și-am pățit, uite, așa, așa, așa. Știți care a fost reacția? În Consiliul de Administrație am fost chemat și am zis, mi s-a spus: spune tu, profesorii, clar, românește, ce informație ai în legătură cu asta. Filmul acela, când m-am întors, a dispărut de pe calculator. Din clipa aceea mi s-a interzis să mai fac ore în școală. Și presiuni peste presiuni. De multe ori mai slab decât mine ca profesor. De foarte multe ori mai slab. E politic pus acolo, n-are nicio calitate să vin decât vine să te streseze cât poate el de tare, că vine instituția peste tine, profesore. Mi-au venit inspecții, așa, și mi-au dat nota 1 la inspecție. Asta e nota 1 pe lecția mea. Nota 1, nu exagerez deloc. Asta e fișa de evaluare, așa, și spune: nu semnează. Nu, n-am semnat, pentru că n-am avut puterea când am văzut cum mi-a pus nota 1 pe lecția mea. Tunalizarea e atât de păguboasă pentru sistem, de nu vă închipuiți. Să vă spun și de ce. Ea este foarte bună pentru cei care sunt la comandă, pentru că au un prilej de a-și rotunji, să spunem, bugetul. Dar acum eu m-am întrebat și totuși de ce profesorilor le convine titularizarea. De ce? Ei dau banul, știu că pentru titularizare te costă 1.000 de euro sau cât, 2.000 sau cât o fi acolo, dar ziceam, scăpat, sunt sigur de serviciu. Pentru că, vedeți, nu-i convine nicio clipă ca el să fie anual măsurat sau de două ori pe an măsurat. Depinde cât, așa cum evaluarea trebuie să se producă, pentru că trebuie știu pentru ce te plătește. Nu-i convine pentru că se știe mediocru. Și atunci singura lui șansă, spune, dau banul și gata, din clipa aceea ești titular și urmează să-mi recupere și eu la rândul meu. Păi vede eu cum. Inspectorii generali care sunt la nivelul fiecărui județ au acest instrument la îndemână și cineva, un prieten de un inspector general, asta spunea că fără 300.000 de euro pe an nu discută un inspector general. Deci nu stă de vorbă. Pe un singur an, dacă nu îi rămân 300.000 de euro, nu stă de vorbă. Asta e prețul pentru... De aceea e bătălie, de aceea politic să, mă rog, să freacă. Sunt singurul profesor din țară a cărui două titularizări au fost anulate. În sfârșit, la a treia titularizare, PTTR-ul Neve Carpen nu mă primește, dar primește cu multă, foarte multă umilință, nu vă povestesc, în a treia ședință, să-ți dăm, să nu-ți dăm, ne mai gândim, să vezi că orile nu sunt, nu scoat posturi. Deci, în spatele a tot ce se întâmplă, s-ascund interese, s-ascund sumele acelea de care am vorbit. Nu degeaba inspectorul acela general, prietenul meu spunea că de 300.000 de euro. Am reușit să ajung și eu la locul meu de muncă, la sala asta de clasă superbă. Merge să vă arăt încă o dată. Deci este chiar minunată, chiar minunată sala de clasă. Este un peisaj superb și astăzi este și un pic de soare. Odată soarele de multă vreme n-am mai prins așa ceva. Există în destinul acestui om o necondiționată iubire pentru educație. Meseria de dascăl i-a dat demnitate, l-a împlinit, iar sistemul de învățământ în care a lucrat l-a lăsat în fundul gol, aproape de pensionare. Istoria ultimilor 15 ani este lupta între un om valoros
și un sistem care nu acceptă valoarea, cel mult o tolerează atât timp cât omul valoros nu iese în față, știe să tacă, umblă pe vârful picioarelor când minciuna calcă apăsat și în străchin, distruge și nu așează nimic în loc. M-am găsit cu toți ministrii învățământului, de la Petrescu, Marga, Andronescu, am o poveste lungă, toată povestea mea se vede în ministrii învățământului, groparii sistemului. Cea mai interesantă a fost cu ministrul Hârdău. Ministrul Hârdău m-a sunat la ora 11:30 noaptea, într-o marți, și mi-a zis: stimate domnule profesor, asta se întâmplă în 2007, în primăvara 2007, am terminat de citit proiectul dumneavoastră când veniți la București să povestim. I-am zis: mâine, domnule ministru, din somn sculat, nu m-am trezit până mai târziu, când mi-am dat seama că e ministru. Mâine, domnule ministru, la ora 9 intram pe ușa ministerului. E bine, și mă întreabă: dă-i drumul, zice. Eu am început să povestesc, sunt profesor de atâta timp, așa am făcut, am pus o cameră, filmez. Deci filmez, mă, deci filmez. Păi, domnule ministru, de asta constă proiectul. A, regizorul la mine? La câte lucrezi eu acum? Și-o chema pe... era... Eu m-am dus cu atâta entuziasm, mi se șurăd. Cu atâta entuziasm după mine, că cineva în sfârșit mă ia în calcul și proiectul meu va fi pus în aplicare și m-a luat așa, las că te lucrezi eu acum. Domnule și... profesor, vreți să spuneți că un ministru al României așa, a folosit aceste fraze că o să vă lucreze? Exact așa. Exact așa. Deci la cât te lucrez eu acum? mă întrebați și ministrul a fost receptiv. El mă chemau ca să mă sancționeze. Marga m-a dat afară din inspectorat. Ăștia sunt. Ministra Andronescu, când m-am găsit în 2003 la Polizu și apoi în 2009 în Camera Deputaților, s-a interesat în 2009. Zice: domn profesor, îmi place ideea extraordinară. Asta ca să rezolva problema notării unitare, de 7 de la Constanța cu 7 de la nu știu ce Stătuc, același 7 valoric, este senzațională ideea. Cum îți spuneți că sunteți profesor? Păi nu mai sunteți. Cum? De ce ați ieșit la pensie? Nu, doamne, mai am. M-am distrat pe margine, zic. De ce? Păi m-am dat afară. Cum se vede afară? Da, din cauza proiectului. Repede sună la minister și întreabă pe consilierul care era acolo în fața calculatorului și vezi, profesorul Ursu are o treabă cu noi, este acolo în baza noastră de date? Da, să stea liniștit. În baza noastră de date. Bun, domnul profesor, îmi pare foarte rău, îmi pare rău că mă sunt obosit, nu mai pot sta, dar ne mai vedem noi. Cu a domniței m-am văzut abia la alegere, m-am împiedicat de el stându-i în picioare și... are loc o discuție așa din mers și nu trebuie, domnul ministru, știți dezastru din învățământ? Și îmi răspunde așa: dezastru în capul dumitale. Mi-a întors cap, spate și a plecat. De fapt, după aceea am zis și eu, sigur, reacția l-a fost pe măsura educației pe care o avea și era ministrul educației. Deci stătea de vorbă cu un profesor totuși și spune că dezastru în capul meu. Dezastru s-a văzut în anii următori. Dezastru era și pe timpul lui, să ne înțelegem foarte bine, numai că nu se dorea să se afle exact. Coeficientul de promovabilitate pe la județ era de 90 ceva la sută. Așa se mințea de grosolan. Și atunci m-am zis așa: măi, nu trebuie să mă surprind reacția lui. Pentru că el a sărit din ciubote direct pe scaunul ministerului. El a fost pe șantier. Deci era un inginer pe șantier. Și un astfel de inginer pui să conducă destinele învățământului românesc. Meseria asta de profesor, dacă ți-ai și făcut-o cu drag și cu pasiune, ai șansa că atunci când stai de vorbă cu cineva să-i pipăi intelectul, pur și simplu. Știți ce am descoperit? E fals cum îi vedem pe la televizor că se ceartă între ei și gata să... În afară de secvența aceea când și-au dat cu cana cu apă, nu știu cine, acolo unul ochii celuilalt, în rest sunt foarte buni prieteni. Deci n-are importanță de la ce partid sunt. Pentru că îi unește mediocritatea. Inspectorul general, general Zunct Ursu, îi revine sarcina să numească, să dea concursul cu directorii de la toate școlile din județ. Treabă grea.
Mă cheamă Corniță, ăsta deputatul, și zice, hai să-ți prezint, lista cu directorii care trebuie să iasă. Și începe. La școala cu tare. Avem omul ăsta, trebuie să iasă ăsta. La școala cu tare, trebuie să iasă ăsta. La școala cu tare, ăsta. La școala cu tare, n-avem om acolo. Dă-l la liberali. La școala cu tare, dă-l încolo, dă-l la nu știu cine. Cine era coaliția lor acolo. Oricum, numai din coaliții nu avea voie să apară vreunul care nu e din schemă. Eu m-am uitat, parcă era lovit de potcoava caldă și mă uitat la omul ăsta, zic. Și tot nu înțeleg nimic, domnul deputat. Dar ce rost are, bresc? Ce rost mare să mai ținem concursul, să mai facem treaba asta? Nu mai bine, zic, îi numim, uite așa, lista asta, o semnez. Rezultatul la concurs, i-a numit, care e problema? Sunt oamenii noștri, zic așa. Păi, dar tu nu știi ce înseamnă democrația. Păi, democrația înseamnă să dai examenul, să dai concurs. Cum vă dau concurs, dacă știu rezultatul și concursul? Chemi oamenii pe droguri, timp pierdut, tot când știi rezultatul. Ce rost mai are, domnule? Domnul deputat, hai să vă spun eu cum aș vedea. Lăsați-i să găsim noi oamenii valoroși de la acolo, n-are importanță partidul, și pe noi le spunem, măi, vrei să rămâi pe post acolo, să fii ocupi funcția? Vin la partid și vă întăriți și cu oameni de calitate, facem o treabă deșteaptă. Tu nu ești de-al nostru, gata, nu ești de-al nostru. Din clipa asta am scăpat de tine. Elevul mediocru și cu profesorul mediocru fac echipă greu de zdruncinat. Știți ce se întâmplă? Elevul, din clipa în care, din fluxul ăsta de informații, din lanțul ăsta, lipsește azi o verigă, mâine o verigă, lanțul, degeaba mai te gândești la el, că nu mai are nicio valoare. Și atunci, e fenomenul ăsta foarte, foarte, foarte ciudat care se petrece în învățământ, mai ales după Revoluție. Au coborât cu meditația la 1-4. Drama, deci, s-a produs. Învățătorul vine la școală și își alege din grupul de copii pe care are pe cei plătitori și este foarte tare frământat să-și lărgească grupul. Pe el nu interesează nimic despre ceea ce trebuie să facă. El trebuie să știe un lucru. Că vine astăzi, mâine are nu știu ce lecție dată la copii. Astăzi vine acasă la Gigel și la grupul pe care l-are lângă Gigel și face tema cu Gigel și cu grupul respectiv, încât mâine când ajunge la școală, calificativ va fi foarte bine pentru grupul respectiv. Dar aici s-a produs ruptura puternică. Pentru că Gigel știe foarte bine că nu poate să primească alt calificativ decât foarte bine. Deci, cei doi factori, elev și profesor, învățător, elev, sunt amândoi dezinteresați în actul didactic. Ei, credeți-mă că acel act didactic în care ambii sunt dezinteresați, nu are nicio șansă să producă. Nici măcar aceștia care fac meditații nu se ridică la un nivel. Din contră, compromisul este realizat, el nu va munci deloc, învățătoarea îi dictează când vine așa, își justifică treaba asta prin calificativ. Și calificativul iarăși o găseniță inventată de Marga, din păcate, pe timpul acela. Pe timpul ministeriatului Marga s-a înființat ideea asta, a apărut ideea asta, pentru că sub calificativul de la foarte bine, bine, s-ascunde în liniște nemunca învățătorului. În liniște s-ascunde. Pentru că ce ai pune? Pui foarte bine, ai pus un bine, mai pui un în față, care e problema? Vin părinții. Și un alt aspect. Din păcate, părinții nu realizează chestia asta. Și ei își doresc neapărat următorul lucru. Nu vor adevărul. Ci vor foarte bine să fie mințiți. Vor să li se spună așa, copilul lor este foarte, foarte bun. Foarte bun. Anul trecut, în primăvară, am ajuns în Constanța, la o familie. Acolo am văzut o fetiță în clasa 6-a. Familia cu posibilități materiale destul de bune, chiar foarte bune. Și am zis, uite, am venit la voi acum, văd fetița, eu asta știu să fac, nu vă supărați, eu trebuie să o văd. Eu trebuie să văd despre ce este vorba. Da, dacă vreți dumneavoastră, dar știți,
cam cum mergi la un copil nou, așa, zice ea. La matematică, undeva aș fi vrut eu să o văd, la matematică, bun. Când am început discuția, m-am speriat. Șoc am avut. Nu era nici de 2, nici de nota 2. Și cum să fac eu, dacă deja fetița foarte, foarte obraznică în comportament, adică era convinsă că e de 8 și 9, și dacă am încercat să o temperez, să-i spun că nu-i chiar așa, că uite, sunt multe goluri, uite, asta nu știi, asta nu știi, dar ce vreți să spuneți? Dar cum? De ce asta? Dar și profesorul meu nu-i bun? Adică ce vreți să spuneți? Deci, până la urmă, ușor, ușor am ajuns la concluzia că absolut nimic nu știe și că e din nota 2, cu greu am convins-o și am spus, vorbește tu cu părinții tăi și spune-le chestia asta. A făcut ea pe jumătate pasul, până la urmă am stat eu de vorbă și a spus, nu le-a părut bine deloc, nu le-a picat bine deloc, nu vor să știe chestia asta, vor să fie mințiți. Deci, cei trei care concură, părintele, elevul, cauză și profesorul, toți trei sunt falși. Și falsul ăsta ne costă enorm de mult, enorm de mult. Eșecul din sistemul de învățământ, improvizațiile de-a lungul anilor, sunt marea durere a domnului profesor. Are o singură mulțumire, că elevii care îl sună și noaptea pentru cauteze, examene, unii dintre ei au găsit un model de urmat. Vlăduț din Sighișoara are o tablă și în clasa 8-a fiind postează deja lecții pe internet. Te salut, Vlăduț, te salut, mă bucur să te aud. De la geometria plană, ce lucruri te-ar interesa pe tine, Vlăduț, în mod deosebit? Hai să vedem. De la congruența triunghiului. De la congruența triunghiului să începem, da? Da. Ca mulți alți părinți din România, și copiii domnului profesor sunt departe în lumea largă. Pe nepoțica lui încă nu a luat-o în brațe. Se întâlnesc pe internet. Cei doi copii sunt marea reușită a domnului profesor. Fica e în Statele Unite, lucrează la Microsoft, soțul fiicei la fel. Fiul, un respectabil cetățean englez, s-a întors acasă și lucrează într-o multinațională. Toți au fost elevii lui, ca mulți alții care, datorită lui, nu au ratat întâlnirea cu matematica. Cum vă explicați că după 33 de ani, domnul profesor, care v-a fost profesor și astăzi vă este socru, nu mai lucrează în învățământ, că sistemul l-a ejectat? Păi asta a fost o surpriză tare neplăcută pentru toți din jurul lui și pentru noi ca familie, pentru domnul Orsu, dar și pentru foștii lui colegi. Păi e o surpriză tare neplăcută pentru că e șocant și nu e deloc o exagerare cuvântul pe care l-am ales, pentru că noi știm cine a învățat, cum preda, știm calitățile lui ca om, ca pedagog. Tata ar fi fost într-un alt sistem mai deschis, ar fi avut un succes imens, imens. Limitele lui nu cred că și le-ar fi atins, pentru că are foarte multă inițiativă. În primul rând, asta e inițiativă, un alt lucru care cu toți am învățat de la dânsul în perioada liceului. Inițiativă și idei noi. Uneori destul de radicale că se deranjeze în jur și de aici apar conflicte. Iura, la mulți ani, multă sănătate și să dea Domnul să, ca tot ce dorește să realizeze.
Eu să am o singură frământare, aceea de a ține creta în mână și să o las să vorbească. Când vorbește creta așa de frumos în clipa în care îți propui să faci ceva și cu sufletul. Deci dacă curge informația din tine pur și simplu pe tablă și cu vocea și cu tot, cu tot, cu mimica feței, faci mult mai mult. Învățăm toată viața și bine ar fi să învățăm ceva care să ne fie util. Aici e treaba Ministerului și a tuturor celor care organizează acest sistem. Iar la pensie când să ieșim? Eu nu cred că trebuie spus așa, la 60 și nu știu câți de ani, halt, ieși la pensie. Unul arde mai tare, altul mai lent. Unul se epuizează mai repede, altul mai încet. Așa s-a întâmplat să fie cu mine, așa s-a întâmplat să fie. Probabil că mă iubește foarte tare Dumnezeu și vreau să vă spun ceva. Mult îți dă, mult îți cere. Da? Deci mult îți dă, mult îți cere. Aceasta este istoria unei table, a cretei care nu obosește, povestea unui dascăl lăsat în câmp, unde continuă să-și facă orele cu demnitate și cu rezultate. A trecut printr-un regim construit împotriva omului și se întreabă dacă mediocritatea a devenit soluție și pentru cei care nu sunt mediocri. Acțiunile sistemului l-au aruncat în marginea lui, aparent. Marginea are centrul ei, spune domnul profesor, și adaugă trist că frumusețea unei integrale nu poate fi ucisă decât de un elev de clasa noua care nu știe tabla mulțirii. Rostul nostru al dascălilor onești dispare în mlaștina confortabilă a tăcerii și lașității. Spune domnul profesor că astăzi un dascăl bun e atât de important încât nu poate să-l cuprindă decât un început autentic. E hotărât să-l trăiască cât mai curând, pentru că fără școală, spune domnul profesor, într-o zi sau într-o noapte, o națiune poate să dispară. Nu vrea să participe la asta, declară demn. Eu sunt profesor, nu sunt criminal în serie. Astăzi împlinesc 59 de ani, 33 de ani la catedră, ar fi trebuit să fie 36. Știți ce, dragilor? Important este nu cine stinge lumina, ci cine o aprinde. See you.